am aflat despre câteva metode. Cea mai răspândită este sondajul și asta este o metodă pe care noi o sprijinim. Toate părțile agrează o dată la care se organizează un sondaj. Este important să vedem și instituția care organizează acest sondaj ca să fie un document credibil, o măsurătoare credibilă și atunci luăm o decizie în funcție de rezultatele acestui sondaj. În afară de sondaj, mai sunt și alte posibilități, de exemplu, poate fi făcut un congres comun al tuturor partidelor, al delegaților partidelor. Noi credem că acest congres s-ar putea să nu fie neapărat foarte indicat pentru Republica Moldova, pentru că îmi imaginez că membrii fiecărui partid vor vota pentru candidatul partidului respectiv și nu știu dacă vom avea un rezultat. Se mai discută și metoda primaries, nu știu cum ar fi limba română, dar după modelul american, noi în cadrul PAS considerăm că nu sunt create condițiile necesare ca să putem să facem un asemenea exercițiu acum. Dar astea sunt metodele pe care le discutăm și ideea este să convenim acest mecanism tehnic de identificare a candidatului cu cele mai mari șanse și respectiv să se ia o decizie politică de către fiecare dintre partidele participante pe baza acestei măsurători. Asta este discuția. Deci, pe de o parte, partea tehnică, pe de altă parte, vrem să știm foarte clar, înainte să venim și să spunem niște lucruri deschis, care sunt regulile de joc, care este legea, ce presupune legea care va reglementa scrutinul prezidențial.